Sunt Doana Dohotaru și vă invit să urmăriți știrile Media TV. Știrile pe scurt. 3 decembrie, Ziua Mondială a Invalidilor. Picătări cu jurnaliștii de la Casa Radio din Chișinău. Și Radio Școlară are nevoie de profesioniști în domeniul jurnalismului. Tinerii identifică și propun cheie de soluționare a problemelor. Reflecții de la Festivalul Tinerilor din Chișinău. Atenție! Radar la circulația rutieră. Groapă de fundație sau groapă de gunoi. Reportaj din Basarabeasca. Identificarea animalelor, o cerință europeană. Unii lucru în Canton, în Cesat și în Ceraion, aflați de la colegii noștri de la Nispărin. Un tânăr de 15 ani din Soroca devine campion mondial. Aceste și alte știri urmăriți în continuare. La 3 decembrie marcăm Ziua Mondială a Invalizilor. La Cimișlia a ajuns un nou lot de ajutor umanitar, consemnează corespondentul nostru Rodica Vlas. Un nou lot de ajutoare umanitară a primit Societatea Invalizilor în pragul Zilei Mondiale a Invalizilor. Este vorba despre plapume pentru copii, rechizite școlare și seturi de igienă personală. Deci noi primim ajutoare mai mult în haine de la această organizație. Ieri am primit un lot de ajutoare umanitare de 93.000 de lei. Am avut o întâlnire cu donatorul care au făcut această donație, unde ne-a văzut și ne-a promis că vine o specie și la noi să vadă cui concret și cum se distribuie acest lot de ajutor umanitar. Anul ăsta noi am primit, suntem ca distribuitori în zona de sud a Republicii Moldova și am primit o cantitate de ajutoare umanitare la 4,5 milioane lei, deci pentru sudul Republicii, nu numai pentru raionul Cimișlia. Ajutoare de genul acesta au mai fost primite de la Counterpart International, și anume mobilier, lenjerie, plapume pentru azilul de bătrâni din orașul Cimișlia, de asemenea inventar pentru îngrijirea bolnavilor țintuiți la pat. Multe persoane cu probleme locomotorii actualmente se pot deplasa grație cărucioarelor primite din America. Un grup de elevi de la Liceul Mihai Eminescu din orașul Cimișlia, tineri corespondenții ai postului de radio școlar, săptămâna curentă au vizitat Casa Radio din Chișinău. Tinerii de la Liceul Mihai Eminescu din orașul Cimișlia au fost inițiați în domeniul jurnalismului radio prin intermediul unui training. Detalii aflați în reportajul următor. Zi de zi, mii de oameni din Republică audiază Radio Moldova. Elevii din orașul Cimișlia au avut prilejul de a se întâlni personal cu posesorii vocilor atât de bine cunoscute de la Radio Moldova. Astfel, tinerii au făcut cunoștință cu tehnica utilizată de specialiști, dar și cu înșiși jurnaliștii de la radio. Un interes deosebit l-a prezentat studioul pentru tineri Tineradio. La dispoziție tot ce trebuie pentru realizarea unui program. Studioul nostru este printre cele mai moderne de la radio. Am hotărât să facem un post de radio online. Cum te cheamă? Orlovana. Aici, elevii au acordat un interviu pentru colegii lor de breaslă. Tinerii au avut ocazia de a vizita Arhiva Radioului Moldova. În cadrul excursiei, liceenii au făcut cunoștință cu studioul de înregistrări. Excursia a fost posibilă datorită proiectului Tinerii în Acțiune, ce se desfășoară în Liceul Teoretic Mihai Eminescu, cu sprijinul organizației USAID ARE. Pentru Media TV Cimișlia, Dana Dohotaru. Peste 20 de echipe de tineri din localitățile raionului Cimișlia și-au dat concursul în cadrul Festivalului Tinerilor desfășurat la Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Zilnic, tinerii se ciocnesc cu o mulțime de probleme. Unele dintre ele au fost expuse la Festivalul Tineretului, ce s-a desfășurat în incinta Liceului Teoretic Mihai Eminescu în cadrul proiectului Tinerii în Acțiune. Astăzi, în cadrul festivalului, fiecare echipă va prezenta problema principală cu care se confruntă tinerii din localitatea dată. Prezentarea poate fi foarte variată. Postere, ziare școlare, revistele claselor, prezentări verbale sau artistico-teatrale. Reprezentanții fiecărei localități, într-un mod original, expuneau o problemă distinctă a tinerilor. Timp de câteva ore, prin scenete, ziare de perete și expuneri, elevii au prezentat nu doar problemele, dar și unele căi de soluționare a acestora. Au fost abordate așa probleme ca monotonia tinerilor, mamele adolescente, migrarea părinților peste hotare, violența și altele. Fixează-ți un scop clar pentru care merită să muncești. Nu căuta doar căi simple, țintește-ți pe ceva mai mult decât potențialul tău actual. Nu migrație!
fiecărui grup de elevi i-a fost înmânată o diplomă și un premiu de consolare. Astfel, tinerii au ajuns la concluzia că, deși au nevoie de sprijinul maturilor, inițiativa și acționarea le aparțin. Pentru Media TV Cinișlea, Dohotaru Dana și Bargan Andrei. Conducătorii auto sunt obligați să nu depășească viteza. În caz contrar, se pot alege cu amenzi ustorătoare. După o pauză de circa 2 ani, cât în Republică a fost suspendat sistemul de control radar, aproape o lună în urmă aceste ustensile de verificare a traficului au redevenit operaționale. Conform unei decizii a Ministerului Afacerilor Interne, în fiecare secție de poliție rutieră din toate raioanele țării, inclusiv raionul Căușeni, au fost repartizate radare, câte unul de unitate. Aparatele au trecut standardizarea în Republica Moldova, iar polițiștii un curs de instruire. Vă pot să spun că pe data de 6 noiembrie am primit aparatul de măsurat viteză Iskra Video, care s-a repartizat pe toată Republica și la Răună Căușeni inclusiv. Și din momentul acela când am fost la stagiere, ne-am deprins lucrul, se lucrează, se depistează încălcări, număr de încălcări, că dacă lucrăm, se primește și 10 încălcări de om, suntem 2, dacă suntem echipaj, până la 20 de încălcări au fost de la început, când le-au dat, da. Moi, de-am mai puțin, de-am lumea, că atunci ei erau convinși că știu că toată Republica nu se... Așa, accesul de viteză era mărit de toți, dar mă, leacă, eu pus în gardă să mai opresc, mai înșetează, mai din viteză, nu chiar așa cum atunci. O leacă mai puțin, prea. Sistemul de investigare a traficului prin radar este orientat în special pentru depistarea încălcărilor ce țin de depășirea vitezei, culpă ce era mai complicat de înregistrat până în prezent. Când era cu așa la vechi, apăreau probleme de conflict, dar amuia probleme nu sunt practic așa, să zicem că ele arată în fotografie, arată în mașina cu număr fixat din partea asta. E rar care mai este unul că nu-i place, adică dacă când el la culoarea, când se însărează, de-am el se face alb-negru, nu-i colorat. Și atunci dispare culoarea la mașină, arată negru ori albă. Și mai sunt este care așa, mai fac o problemă. Dar în orice caz e puțin, nu-i și e ce-a fost. Bineînțeles că șoferii reacționează în mod diferit atunci când sunt priși cu oca mică, sau mai bine zis, cu indicele speedometrului mare. Însă maieștrii bastonului și semnelor rutiere își fac lucrul în conformitate cu regulamentul, iar datele radarului sunt de necontestat și imposibil de negat, care au proprietatea și să ușureze buzunarele șoferilor nedisciplinați. Nu de la 200, de la 40 de lei până la 300. De la prima alineată de la 40 până la 100 de lei, a doilea alineată de la 100 până la 200 de lei și a treilea alineată e de la 200 până la 300 de lei, acolo dacă e depășit mai mult de 40 km. Relațiile dintre inspectorii rutieri și șoferi niciodată nu au fost dintre cele simple sau excesiv de amicale, amintind într-un fel jocul de amâța și șoarecele. Dar se pare că de azi înainte, între ei a apărut un refere de toată seriozitatea, piuitul căruia este sine qua non. Fără îndoială că foarte repede conducătorii auto vor prinde firul radarului și vor încerca diferite metode de a duce în eroare poliția rutieră sau sisteme antiradar. Nu e oare mai sigur și fără multă bătaie de cap, pur și simplu de respectat regulile de circulație? Lilia Grubă, Ion Cernei, Televiziunea Căușeni, Studio L. În loc de clădire cu etaje, cei de la Basarabeasca s-au ales cu o groapă de gunoi. 7 ani în urmă, în orașul Basarabeasca, pentru construcția unui bloc de locuit, a fost săpată o groapă de fundație, și anume în microcartierul Flamânda. Însă lucrările au fost stăpate, deoarece mijloacele materiale s-au epuizat. Pe parcursul mai multor ani, primăria orașului a scos la licitație teritoriul dat, dar fără rezultate. Locuitorii din vecinătate de pe strada Gogole au transformat-o într-o gunoaiește. Toți anii aceștia au fost întreprinse măsuri pentru a curăți groapa de fundație, însă fără rezultate, nimic nu s-a schimbat. La 9 noiembrie, o firmă din Chișinău a procurat aceste 12 soate de pământ și faptul este îmbucurător, deoarece în primul rând nu va mai fi o zonă de infecție, dar o casă de locuit. Firma care a procurat acest obiect promite în perioada de 2 ani construcția unui bloc de locuit cu multe etaje, având o infrastructură a sa. Obiectul dat a fost vândut cu 150.000 de lei. Lucrările de construcție se vor începe în timpul apropiat.
De azi înainte, animalele vor avea nu doar nume, dar și cod de identificare, cu amănunte colegii noștri de la Edineț. Serviciul veterinar din Raionul Dundușeni se petrece activ compania de identificare a animalelor domestice conform recomandărilor Uniunii Europene și suportul financiar a Republicii noastre. De la jumătate de lunii septembrie până la momentul actual s-a petrecut răbojul aproximativ la 6.000 de bovine, ceea ce e aproximativ 65% din tot numărul de vite cornute de Raionul Dundușeni. Spre exemplu, la centrul raional Corbu s-a petrecut răbojul la 1.270 de vite cornute, dar de tot la evidență sunt 1.518 capete. Veterinaria din Corbu deservește Raionul Dundușeni, satele Dundușeni, Corb, Puvniceni, Rediul Mare și firma de vite agroproducții complexului Redicon Agro. Identificarea se petrece cu înregistrarea animalelor și fixarea răbojului pe urechi. Celor mai mari vite cornute se fixează răbojele pe ambele urechi, dar porcinile urvinilor numai pe o singură ureche. Cel mai interesant și cel mai scump e pentru cai. Lor în piele, coacul se introduce un microchip, după care cu un dispozitiv special se poate deciti toată informația despre animal și stăpânul lui. Pe sectorul veterinăriei Corb au rămas de răbojat animale din satul Pivniceni, iar mai apoi de ocupat de porcine, unde pe sector sunt 1630 de capete. Și tocmai mai apoi ovinele, caii și caprele. De drept, ele sunt mai puține la număr decât porcine și cornute. Identificarea animalelor domestice nu este un bir mod europene, dar o cerință pentru precizarea petrecerilor tuturor etapelor de profilactică, de lecuire, de vaccinare și, desigur, de transferarea animalelor. La toate răbojile și microcipuri și tuturor necesităților pentru petrecerea acestor operații, medicii veterinării de pe sector vor primi de la Uniunea Europeană computatoare și printere. Așa că dacă vitele din Dundușeni sau alte animale vor fugi, spre exemplu, în Franța, atunci țara ei și stăpânul îndată îl vor găsi. Merge vorba și despre cei care animale fără răbojii nu vor putea fi realizate și stăpânii vor fi pedepsiți în baza viitoarei legi. Proprietarii din Republica Moldova, din raionul nostru, trebuie să fie la curent că conform legii din iulie 2006 în Republică se petrece identificarea animalelor. Identificarea animalelor este un lucru care s-au petrecut țările din toată Europa și este un lucru foarte necesar pentru proprietar, pentru serviciul veterinar. Un concurs raional pentru cel mai bun producător de nuci s-a desfășurat în raionul Nisporeni. La concursul Unde-i nucul campion, în ce sat, în ce raion, au participat reprezentanții din diferite localități. Scopul acestui concurs este de a identifica cele mai calitative soiuri de nuci care se cultivă în localitățile raionului Nisporeni. În cadrul raionului am organizat concursul Unde-i nucul campion, în ce sat al raionului. La etapa 1 l-am petrecut la nivel de școli și primării. Astăzi am petrecut etapa cu numărul 2, unde au participat, au fost prezente 14 probe din cadrul raionului. Cu ajutorul colegilor care am avut misiunea de a juriza acest concurs, ne-am stăruit de a face o alegere corectă și am izbutit a selecta o probă care ne va prezenta raionul în cadrul concursului republican, deci la etapa 3. M-am bucurat mult de prezența acestor probe colegilor cu copiilor îndeosebi în cadrul acestui concurs. Am organizat acest concurs, deci a fost emis o dispoziție a președintelui raionului, unde s-au alocat și 600 lei ca premii pentru primele 3 probe câștigătoare. La Nisporeni a avut loc etapa raională a acestui concurs. Jurul constituit din specialiști în domeniu a examinat cu atenție toate soiurile de nuci. Premiul întâi l-a obținut Ion Telemană din Iurceni, care va participa la concursul republican. Ați obținut premiul întâi. Cum a fost concursul? Cum v-ați pregătit de acest concurs? Deci concursul n-a fost atât de greu, pentru că am fost puțini participanți, dar am venit numai decât. Pentru că sunt pasionat de cultura nucru de circa 30 de ani de zile. Este o pasiune, deci pe lângă carte e bine să fim pasionați și de natură, din toată natura am ales nucul. Ați obținut locul 2, cum mi s-a părut concursul? Copiii au aflat de acest concurs, voiau să participe, au prezentat nucile la toamna, de la concurs Toamna de Aur și le-au mai mâncat din ele, acum au adus deci probe de la câțiva bătrâni din sat care au sădit din semințe nucii și din puieți.
E vorba de Grigore Ciochină, de 79 de ani, și Gheorghe Ciochină, de 71 de ani. Pentru învingătorii concursului republican, unde e nucul campion, în ce sat, în ce raion, vor fi acordate următoarele premii. Premiul 1, un calculator, premiul 2, o bicicletă, și premiul 3, un telefon mobil. Dacă cei de la Nisporeni s-au ales cu un campion în producerea nucilor, atunci cei de la Soroca cu un adevărat campion sportiv. Vladimir Prepeliță este primul sorocean care a câștigat titlul de campion mondial. Soroceanul, în vârstă de 15 ani, a bătut 9 recorduri mondiale la competiția desfășurată în Scoția. Campionul și antrenorul său, profesorul Oleg Gresev, s-au întâlnit și cu autoritățile locale. Primii au mulțumit pentru suportul acordat la plecarea în Scoția, iar președintele raionului pentru promovarea Sorocii pe arena sportivă internațională. Mă bucur că noi avem așa rezultate. Încă până la campionatul lumii, eu am intrat la președintele și am spus, iaca, domnul președinte, noi avem așa rezultatele, iaca, noi putem să-i bate recordul mondial la powerlifting, la triatlon forță. Și după asta președintele, cum spuneam așa, a dat drumul verde la noi și iaca noi cu președintele, cu consilier, cu consilier orașul, tot noi pregătit, a dat bani și noi am fost la campionatul lumii. S-a întors cu cea mai mare, aș spune, cel mai mare succes, cel mai mare merite pe care poate să le aibă un sportiv participând la așa, aș spune, competiție cum a participat soroceanul nostru. Sincer mulțumit antrenorului, sincer mulțumit clubului care a pregătit așa persoane. La întâlnirea cu autoritățile au venit să susțină colegii și alți sportivi de la clubul Heracl. Campionul este elev în clasa a 9-a la liceul Ion Creangă din Soroca. Emoții am avut mari când am aflat că am câștigat. Știam, mi-a spune inima că nu mă duc degeaba acolo și am să ne întoarcem cu rezultate bune. Am fost pregătit bine, emoții n-am avut, emoții mari am avut când am văzut că am bătut toate recordurile. M-am bucurat foarte mult pentru că toată vara am lucrat, o săptămână doar m-am odihnit, toți se odihneau singuri, eram în sală și mă antrenam cu josul doar de pe mine, dar cred că nu zadar m-am antrenat. Recordul am pus la toate trei exerciții, la piept, la așezări și la tragere de jos în halterilor. Câte și sumă au fost, 9 recorduri mondiale tot au fost. La așezări am făcut 107 jumate, recordul a fost 92 jumate. La pieptul recordul a fost 60 kg, eu am făcut 70 kg. Și la trage de jos a hălterii a fost recordul 122 jumate, eu am făcut 140. Copilii se une la juniori, vârsta 14-15 ani, T1, și una la bărbați, în Open. Vladimir Prepeliță este primul sorocean care a câștigat titlul de campion mondial. Acestea au fost știrile Media TV. Alături de dumneavoastră a fost Zana Dohotaru. Vă urez să aveți parte de cât mai multe noutăți bune. La revedere!